Ionuțu, vină un pic încoace. Hai vină acum. Salut! Ce ziceți de schimbarea noastră, de noul, noul look? Ia! No! Hai, tati! A trebuit să ne tundem? Da, mă, ce? Că și eu m-am tuns și tu te-ai tuns. De fapt, eu l-am tuns pe el și tot eu m-am tuns și pe mine. N-avem voie încă la... N-avem voie încă la coafor. No. We don't know shit. But, ce ziceți? Lăsați un comentariu dacă vă place tunsoarea lui. Spuneți-ne și nouă cum vă place noul look al lui Daniel. El a vrut să-l tund ca... El a vrut să-l tund ca Magnus Bay din ce serial e tatăl ăla? Magnus Bane from Shadowhunters. Ca Magnus Bay din serialul Shadowhunters. Așa a vrut el să-l tund. Și cred că mi-a ieșit. Dacă își dă un pic cu gel, e super. Astăzi vreau să vă vorbesc despre rețeta fericirii. Da? Tati, ești greu de urmărit când sari așa, știi? Nu poți să stai locului? I'm dancing. Ești greu, mi-e greu și mie să mă concentrez când sari așa. Dancing, that's funny. Da. Și... Deci ce-am zis? Astăzi vreau să facem un video în care să vorbim despre rețeta fericirii. Ce mă sabotează ăsta? Dar ce înseamnă fericirea? Ce este fericirea? De unde vine fericirea? Normal că fericirea vine din mâncare, da? Iubirea, știți cu toții că iubirea trece prin stomac. Yeah. When you want to love someone, și? Go for the stomach. Exact. Și Daniel mi-a comandat astăzi. Ce ai vrut, tati, să-ți fac de mâncare? We are cooking shrimps and noodles. Shrimps and noodles pentru copii și pentru mine. O să vedeți imediat ce este, ce înseamnă fericirea pentru mine. Vă arăt imediat. Haideți să ne apucăm de treabă. Ok, time to cook. I've cooked it, Dad. Done. We've cooked it. Normal, mie îmi place să folosesc noodles. De-aștia, noodles? Noodles. Cum se cheamă în română? Normal, mie îmi place să folosesc noodle și proaspeți, dar nu am găsit. Așa că o să-i folosim pe aceștia uscați. Da? Egg noodles și cremeți. Trebuie să-i punem la fiert aia, da? Și ce mai facem? Între timp, până să desfac sticla pentru care conține fericire pentru suflet, punem un pic apa la, punem apa la fiert ca să punem și noodle și la fiert. And today we have a live. We have someone watching live. Avem un ajutor. Și aici intervine iarăși fericirea sufletului când gătești cu copiii, alături de copii și îi înveți să mănânce sănătos, îi învățăm să mănânce sănătos și să mănânce. Asta e cel mai important. Să mănânce. Yep. Trebuia un vin alb pentru paste cu creveți, dar eu, cum v-am spus, o să pregătesc altceva pentru mine. Și imediat mă apuc și de lucrul acela. Dar las un pic vinul să respire. Las un pic vinul să respire. Am și pahar de vin, să știți, dar îmi place să beau din pahar, din ăsta așa de sticlă, de cârciumă. Nu-mi place să beau din pahar cu picior, nu știu de ce. Mă simt mai bine să beau din ăsta acasă. Ce vrei, tati, vin? Nu trebuie să sufli în el. E vin, e rece. If you get drunk, it's not. Cum gustă? Nu-ți place. Uite, te-am văzut cum te-ai strâmbat. Da, dar nu-ți place. Ia să văd de ce nu i-a plăcut lui Miruna vinul. E bun. Merge la... Cu vinul ăsta merge o friptură neapărat. Ilinca, yes? Trebuie să ne cureți și nouă un pic de usturoi. Okay. Da? Tati, de ce e înșirată acolo? Că îi puneam direct în apă.
Nu trebuia să-i scoți din pungă. I want to go like clock, clock, clock. Clock, clock, clock. Bine, clock, clock, clock. Can I put them in now? Fiecare cu fericirea lui, da? Pe când copiii sunt cu creveții, eu o să-mi fac o fripturică de vită. Așa, ia să vedem. Două fripturi fac din asta. Nici nu mă chinui mai mult. Așa. Și ca să o frăgezesc un pic, să se facă un pic mai bine, o bat așa cu pumnul un pic. Să rup un pic fibra. A apărut și Ingrid. Vedeți cum? Cum atragem fericire? Ușor, Ion, să nu... Ușor, să nu te stropești, da? Lasă-le acolo. Și fierb. Ce faceți, mă? Le mâncați crude? Ce foame vă e de mâncați și... mâncați și bețe. Da, da, da. Așa. Haideți să pregătesc și eu friptura mea. Să vă arăt cum pregătesc eu friptura mea. Îmi place să fac friptura să rămân cât mai simplu. De-aia folosesc în casă, mai ales că aici în Anglia plouă foarte mult. Folosesc o tigaie de asta, gen grill, așa, în care pun direct în ea niște sare din asta grunjoasă, un pic de piper, mai adaug și niște condimente de astea, chili garlic sauce. Așa, un pic de condimente din astea și pun direct friptura. Așa. E, și lăsăm acolo să se facă ușor, le las acolo să se facă la foc mic până se face friptura. Până se face friptura, cred că o să fie și o să încerc și eu niște creveți din aia de-ai lui copiilor. Ce făcut, mă? Măi căpriță! Măi căpriță! Hai, sunt gata, nu dă-l și? I'll taste one. Păi da, oricum se mai fac și în tigaie, tati. I know, I just want to taste it to see if, to make sure it's done or not. Da? Mm-hmm. Ia, cum, vrei să-l guști așa, a? E făcut? Uh-huh. A? Uh-huh. E făcut? Yes. Pentru mine creveții sunt cea mai rapidă rețetă către fericire. Pentru că sunt foarte gustoși, se fac foarte repede. Uite, adaug un pic de ulei de măsline. Neapărat să fie din Grecia. Pun repede usturoiul. Da, să se prăjească un pic, să iasă aroma din el. Asta e rețeta mea către fericire. Rețeta mea și copiilor le place foarte mult. Și creveții îi pun direct așa, din caserolă. Cu sosul ăla din ei, cu ce mai au ei pe aici. Neapărat folosim o lingură din asta de... O lingură de lemn. Îi amestec repede cu uleiul și cu usturoiul să-și îmbine aromele. Tati, vă ajunge o cutie de creveți sau vreți amândouă cutiile? One would be pretty. A? I don't know, ask Daniel, he's the one having this one. Eu zic că vă ajunge o cutie de creveți. Eu zic că vă ajunge o cutie de creveți deocamdată. Smells like eggs. Smells like blood. E friptura asta de vită care are multă zeamă în ea. Îl las pe Daniel să aibă grijă de creveți acolo. Da? Amestecă tu așa ușor în ei. Până se... Amesteci până se înroșesc, da? Yes. Păi da, lasă-i tati pe toți aici, pe fundul tigăi așa. Like ba da, tati, aia sunt făcut și se mai fac până se fac și... Noodle și, că și noodle și trebuie să se... Nu, tati, cu aia. Și noodle și trebuie să se prăjească un pic. Păi ține cu mâna de mâner, tati. Ingrid, hai de la masă! Sister Bear, come down here, please! Ia, tati.
bețele. Hai mă, mănânc, arată-mi și mie cum mănânci cu bețele. Fericire. Păi da. Uite, asta înseamnă fericire, da? Am făcut fericiți copiii cu paste, creveți și un pic de lămâie peste, că așa e, viața îți mai dă și lămâi. Dar trebuie să știi să le folosești. Asta e fericirea copiilor și eu sunt fericit când văd copiii fericiți. E bun, mă? No. Nu e bun? Ioane? Ionuțu? E bun? It's delicious. Ingrid, e bun? Yes. Da, păi dacă aveți gura plină... Este delicios. Dacă aveți gura plină, înseamnă că e de bine. Ce am avut de demonstrat, am demonstrat. Fericirea trece prin stomac. Ia uite ce fericiți sunt copiii. Și acum urmează să fiu și eu fericit, să mă fericesc și eu. Am aici friptura, mă așteaptă. Vreau să mai fac o salată, un pahar de vin mai întâi. Ah, foarte bun vinul ăsta de Bordeaux. Bordeaux. Vin de Bordeaux. E despre asta vreau să vă spun astăzi, că de fapt fericirea trece prin stomac, dar în același timp și stabilitatea socială și stabilitatea financiară îți aduce această fericire. Dacă automat, dacă nu ai bani și nu ai cu ce să cumperi mâncare și te gândești că să fie de bine, tati. Vrei să te speli? Da, și te gândești la alte probleme, deja uiți de fericire, uiți ce mai înseamnă fericirea. Dar noi suntem bine, sperăm că și voi sunteți bine și las copiii să vă spună... Make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below. Ring-a-ding-a-ding-a-ding-a-ding. Bye, see you next one!